La cererea prefectului, șefii instituțiilor au realizat un bilanț al activităților întreprinse pentru combaterea birocrației. Actualizarea și completarea site-urilor instituțiilor cu informații de interes public, postarea pe paginile web a formularelor și imprimatelor tipizate, examinarea și rezolvarea reclamațiilor, informarea permanentă a operatorilor economici prin diverse metode. Prefectul județului a făcut un apel către conducătorii de instituții. Acesta a subliniat că numărul mic de angajați, dublat de volumul mare de muncă birocratică, că îngreunează tot mai mult desfășurarea activității în sectorul public. Trei momente astăzi, sale de numărul de personal, se cer atâtea documente, hârtii, să spun așa mai grosomodo, care ne nebușesc în timpul activității. În 2004 a fost aprobat de către guvernul de la acea dată programul de măsuri care vizează combaterea birocrației. Acesta conține reglementări în ceea ce privește orarul instituțiilor publice, implementarea sistemului de management al calității și măsuri de pregătire a personalului care lucrează în departamentele de relații cu publicul.